Bună seara! De la Montreal, Carmen Ileana Ionescu vă invită la o nouă emisiune, O viață într-o oră. Suntem deja la ultimul episod, alături de invitatul nostru, domnul Roșca, despre care deja știți foarte bine cât de chinuit a fost prin închisorile comunismului, cum s-a descurcat, cum și-a făcut și o școală, cum a pierdut un apartament, cum a făcut altul, cum a ajuns aici în Canada, înaintea noastră, cum și ce face în continuare și ce a făcut în acest timp, mai ales de când e în Canada, o să aflăm în continuare. V-am spus în primul episod că acest om a făcut un mare lucru pentru eternitate, pentru că a scrie o carte și a o publica rămâne pentru vecie. Deci, cum v-am spus foarte bine, a scris două cărți, este marele șef al revistei Candela de Montreal și continuă să fie. Iar cărțile despre care vă vorbesc se numesc, a doua se numește Experimentul Târgușor, iar prima, Moara lui Calusec. Bună seara, domnule Roșca, bine ați venit. Astă seară e frig la Montreal, frig și ne așteaptă și o nebuneală la noapte, dar noi nimic, noi suntem aici. Spuneți-ne, deci, cum a fost cu cărțile? Cum a fost cu cărțile și cum e cu Candela? Mai bine să începem cu Candela. Pentru că este un proiect de lungă durată. Da, așa este. Bună seara. Adică vreau să vă spun numai că, ceva interesant, că în 1988, când am ajuns în Canada, în Montreal, nu era nimic, era o societate sau o comunitate fără istorie scrisă. Nu exista nimic scris. Ce a fost înainte nu știa nimeni. Adică nu știa nimeni măcar, că a fost încă o biserică, pentru că la biserica actuală, care a fost clădită în 1918, a mai fost încă una. Înainte ei. Înainte, da, clădită în 1913. Okay. Care mai există încă? Majoritatea oamenilor nu știau de aceasta. Domnul Roșca, biserica aceea care a fost construită în 1913, mai există încă? Nu mai există. Unde era? Dar a existat, era pe strada Bruxelles, în est. Ok. În est. Era vis-a-vis de o fermă al domnul Puiu, așa îi spunea, la familia Puiu. Eu de la fiul lui am luat multe informații când a venit. Adică eu, când am venit în Canada, deja aveam în cap să scriu o istorie a românilor în legătură cu... Pentru că amândoi bunicii mei au fost americani. Unul chiar e mort în America. Adică au devenit americani, n-au fost americani care au venit în România. Au fost români care au plecat. Români care au venit în Canada. Care vin unul în Canada și unul în America. În Statele Unite. Cel din America a venit a doua oară și a doua oară a avut un accident într-o fabrică. Și a rămas acolo, a murit în 1908, când maică mea avea 2 ani. Deci când am venit, eram oarecum pregătit sufletește și am început să iau interviu. Pentru că nu exista nimica, deși într-un ziar s-a scris că a existat o bibliotecă secretă, o arhivă secretă care... Nu vrea să știe nimeni. Eu deci n-am aflat de ea. Existat o arhivă secretă? Secretă pentru ce? Nu știu. Așa scrie. A scris-o în ziar românesc de aici. Așa. Deci, interesant. Deci nu era adevărat, în sfârșit. Interesant. Deci ați venit... Ce vreau să vă spun e că în 1988 nu era nimic scris. Nu exista niciun ziar, nicio revistă. Niciun document care să ateste existența românilor pe plaiurile canadiene. Adică chiar la zi, așa. Primul ziar care s-a publicat a fost în 1990. Primul ziar. Care dintre ele? Luceafărul românesc se numește. A fost 10 ani, după a s-a închis. După 10 ani. Adică vreau să vă spun că primul val de imigranți, cei care au venit în jur de 1900, e explicabil că n-au scris, pentru că erau țărani, fără o clasă 2-3 sau chiar fără carte. Bineînțeles, normal, explicabil. Este inexplicabil cum de n-au scris cei care au venit în 1950, cei care au fugit de comunism. Comunism pentru că erau oameni cu școală. Oameni cu școală. Cam numai ăștia au venit. Au avut probabil alte proiecte și la lucrul ăsta nu s-a gândit nimeni și toată lumea a avut în cap, lasă că o să vină Victor Roșca în 88 și o să ne scrie el că nu se mai adevărul poate. Este că eu în România n-am avut dreptul la niciun fel de inițiativă din cauza situației problemelor politice care le-am avut.
Știi, deja mi s-a spus de către, am menționat eu treaba asta, un secretar de partid de la secretar cu probleme economice, când am terminat fabrica de ciment de la Câmpul Lung, că eu am fost șef de șantier acolo, ăla mi-a spus că deja e în pregătiți un alt dosar să mă bage de data asta în pușcărie cu sabotaj, dar erau numai prostii și minciuni scrise acolo. Și el mi-a zis, zice, domnul Roșca, să nu mai iei niciodată funcție de conducere, să nu iei niciodată cuvântul și să te areți cu idei față de ceilalți. Adică să nu ai niciodată nicio inițiativă, dacă vrei să stai să trăiești liniștit, și să stai să te lasă securitatea în pace. Ok. Și l-ați ascultat. Foarte bine, pe la un moment dat trebuie să mai și abdicăm, pentru că lupta la nesfârșit nu duce întotdeauna undeva. Ajungând în Canada, deci eram om liber, puteam să fac orice ce interesa pe cineva. Și care nu e împotriva legii canadiene, evident. Da, bineînțeles. Da. Adică era ceva interesant pentru populație sau pentru cei de aici. Și atunci, noi am venit prea tânăr, am venit la 61 de ani. Puteam să mă realizez ca inginer constructor, că deja am fost solicitat, dar nu știam engleza ca lumea. Știam ceva, dar știam o limbă moartă. Dacă aș fi știut, atunci am angajat ca șef de șantier. Adică era moartă pentru dumneavoastră limba aia, nu că engleza e o limbă moartă. Era moartă pentru dumneavoastră, adică, pentru că nu știai. Pentru că învățam cuvinte fără ca să exersezi conversația. Și să fiți în stare să faceți o conversație, da. Dar asta nu v-a împiedicat în niciun și fel să faceți? Și atunci m-am gândit, adică am început să mă implic de prima dată când am venit, deși lucram. Eu am lucrat tot timpul, n-am stat niciodată. N-am fost pe bienetre sau de când am venit și până că am ieșit la pensie, am lucrat deși am venit la o etate când alții mai tineri ca mine au lucrat, că a fost totuși o perioadă foarte grea atunci. Dar am avut șansa ca să cunosc mai mulți oameni și în felul ăsta am reușit să lucrez tot timpul. Și deși lucram, m-am implicat în viața culturală. Atunci exista Centrul Cultural Român care... El se ocupa, adică făcea și s-a organizat toate serbările astea naționale și lucruri mai deosebite. Unde atunci, se ținea? Unde era acest centru cultural? Adică, mă rog, era o organizație, centru cultural, organizație umbrelă al tuturor organizațiilor românești din Montreal. Unde și era centru? Unde era? Unde era sediu? Era în jurul Bisericii Buna Vestire. Ok. Și în sfârșit, până la urmă, am ajuns vicepreședinte, am fost ales vicepreședinte al Centrului Cultural. Și mă ocupam cu zilele naționale, cu toate le organizam, după aceea nu numai asta. La un moment dat am organizat niște spectacole, venise o artistă, un alerca, și imediat i-am găsit unul pe altul și am încropit-o. Un spectacol. Nu numai un spectacol, dar... O trupă de teatru și-o puse numele Cortina. După aceea mi se pare, au înregistrat-o ei, deși eu o pregătisem. În sfârșit. Și în sfârșit, noi făceam toate aceste manifestări culturale, dar m-am gândit la un moment dat că ar trebui scrise, ca să se cunoască lumea sau să evidențiem ceea ce s-a făcut. Și așa mi-a venit în minte după aceea să mă ocup, să încep să scriu o să revistă. Faceți o revistă. Da. Bineînțeles că revista nu s-a născut ca combinatele din România, ci s-a născut ca combinatele din Canada. Adică care s-au născut într-un garaj și au ajuns un colos. Ah, ok. Nu înțelegeam ce vrea să spună. Ok. Și cam așa... A ajuns un colos, e adevărat. În România se făcea totul mare și după aceea începea să lucreze. Aici nu. Așa, pe măsură ce avea clientele. Avansau anii, ea a devenit din ce în ce mai mare și mai puternică. Pe măsură ce avea clientele și avea viață de desfacere. Așa și eu. Am făcut un buletin de informații al comunității. Și atunci... mă rog, care s-a dezvoltat în timp de 3 ani. Cam 2 ani jumate, cam așa. În timpul ăsta eu am vrut să o încorporez și nu voia să mă încorporeze. Cine nu vrea să vă încorporeze? Cei care se ocupa de încorporare, adică în instituții respective. De ce? Pentru că erau prea multe întreprinderi care se numeau Candela în Montreal. Nu știu. Ah, ok.
Deci nu vroiau, nu că nu vreau să vă incorporeze, nu acceptau titlul. Titlul. Și nu acceptau titlul. Eu tot insistam că ăsta e nu știu ce. Dar de ce neapărat Candela? De ce Candela? Că sunt atâtea cuvinte românești. Să vă spun de ce Candela. Da. Părintele Popescu a scos un buletin parohial Candela. Dar eu nu l-am prins. Cu 10 ani înainte de a veni, eu nu l-am mai publicat. Adică, așa. Nu știu până când, în ce an l-a publicat. Și mi s-a părut interesant numele ăsta de Candela. Adică e ceva care dă lumină și o revistă, la fel trebuie să dea lumină, adică o revistă literară. Cam, bineînțeles. Da, e o logică la mijloc, sigur. E un fel de logică, în sfârșit. Și până la urmă am găsit Candela de Moreal, am fost foarte fericit și ei au zis, gata, așa să o înregistrăm și adică așa mi-a incorporat-o, bineînțeles. Ok, cu acest nume. Cu numele Candela de Moreal. Noi toți o cunoaștem acum, Candela, noi nu o cunoaștem Candela de Moreal, la noi s-a redus la toată lumea, dăm și mie o revistă Candela, da, nu o să spună niciodată aici cineva, dați-mi Candela de Moreal. E adevărat, dar însă și faptul când zici Candela de Moreal, pentru străini, o localizăm, știi? Da, pentru străini, dar pentru noi aici la intern la Moreal. La intern nu e o problemă. E foarte ciudat să-mi spuneți că erau mult mai multe întreprinderi cu același nume, Candela. Da. Înseamnă că erau întreprinderi românești, bărinesc, nu? Nu. Erau, adică sunt, de exemplu, întreprinderi care fac lumânări și care fac... Și venea de la derivatul și erau toate cu Candela. Ok, am înțeles. Și în felul ăsta. În sfârșit, până la urmă, am încorporat-o și știți ce vreau să spun? Că în 1988, când am venit, erau două comunități antagoniste. Păi sunt și acum. Nu mai sunt. Acum sunt 13. Scuzați-mă, sunt 13 acum două. Între timp a dispărut această... După venirea valurilor de noi imigranți, a dispărut ura asta și a dispărut. E o singură comunitate. Dar și atunci eu m-am acomodat la această comunitate. Am început-o pe lângă comunitatea, pe lângă Biserica Bunavestirii Dicel. Ca să faci o revistă sau un ziar, trebuie să ești sigur pe o anumită posibilitate financiară. Trebuie să menționăm că această revistă nu este subvenționată de nimeni, este făcută din banii celor care o cumpără. Deci așa s-a început revista. A fost făcută, a fost întotdeauna și este în continuare vândută. Există abonamente pe care cei care sunt interesați le au și toți aceia primesc regulat revista atunci când ea iese la tipar. Și așa se susține revista de una singură. Bineînțeles că există oameni care dau pe lângă această revistă câte o mică subvenție, dar de sume mai mult decât modice, ca susținere morală, aș spune eu, mai mult decât financiară, pentru că cu acești bani s-au investit sau se pot investi la sfârșitul anului când se face o sărbătoare sau nu se folosesc pentru candela neapărat sau se cumpără cerneală pentru calculator, se cumpără pentru imprimantă, se cumpără o imprimantă, se cumpără... Da. Acestea sunt fondurile, deci nu e susținută în niciun caz, cel puțin până la acest moment. Și știu asta pentru că m-am ocupat de acest lucru și știu și am vândut candela și am strâns banii și am plătit chitanțe, deci vorbesc în cunoștință de cauză, nu este susținută în niciun fel de către guvern. Deci este doar sprijinită de cei care sunt interesați să citească ceea ce este în ea. Și ar trebui să fie din ce în ce mai mulți pentru că este o revistă cu multe fațete, chiar dacă este aproape de biserică și este făcută sub, nu aș spune chiar sub egida bisericii. La ora actuală nu mai e. Nu mai este. Adică, există articole cu tentă de religie, nu cu tentă religioasă, de religie și este normal să fie așa, mai ales pentru că numele revistei spune totul, dar în rest revista are de la literatură până la știință, până la poezie, acoperă în ea toate axele și toate direcțiile de literatură. Deci, ca să fie clar pentru toată lumea despre ce vorbim. Și în sfârșit, deci în 2000 deja era incorporată și am luat o hotărâre pentru că îmi dădeam seama ca să o dezvolt, nu se poate altfel ca să atrag scriitori, ci numai fără să țin cont la ce biserică se duce,
ce idei politice are. Deci nu m-a interesat decât omul să fie om cinstit și scriitor. Atât m-a interesat. Adică să nu scrie nimic împotriva altuia sau... Normal. Adică să ocupe numai să de literatură. Să nu se denigreze nimeni, să nu fie numai nimic sexual în ea. În felul ăsta am reușit, într-adevăr, ca să o dezvolt tot timpul. Adică a fost o continuă evoluție de 20 de ani. Sunteți mulțumit de nivelul la care a ajuns? Da. Dar sunt mulțumit pentru că e singura revistă din Montreal care și nu știu poate dacă din Canada chiar care nu se dă gratuit. Toate ziarele se dau gratuit. Dar sunteți mulțumit de calitatea revistei, de oamenii care scriu la ea? Da, la ora actuală sunt 35 de scriitori din toată Canada, din Vancouver, Kitchener, Toronto, Montreal, Laval, Drummondville. Deci sunt de peste tot, Brampton. Sunt de peste tot, sunt de peste tot scriitori. Adică scriitorii care am reperat, toți au devenit până la urmă colaboratorii revistei Candela de Montreal. Mai mult, adică în continuu s-a dezvoltat. De ce? Pentru că descoperind noi scriitori, fiecare scriitor a venit cu o scriere dintr-un anumit domeniu. Normal. Noi în Candela publicăm novelă, romane în serial, poezie, filozofie. Știință, filozofie, religie. Religie, adică... Da, e adevărat. Toate domeniile. Asta este interesantă. Adică, este foarte interesant. Și sunt unii care o citesc și chiar îmi spun care sunt articolele mai interesante. Și fiecare... O candelă nu seamănă cu cealaltă. Nu seamănă. Adică fiecare are cu completa. După aceea am evidențiat personaje deosebite. Facem interviuri cu personaje deosebite, cu artiști din comunitate și cu oameni mai deosebiți care sunt în comunitate. Deci în felul ăsta am reușit să facem o revistă, adică care se exprime oarecum realitatea și valoarea comunității. Și valoarea comunității, bineînțeles, normal. Pentru că sunt alte comunități de sute de ani, de zeci de ani, de zeci de ani în Canada și, mă rog, le știe toată lumea, dar o comunitate așa care să se evidențieze românească, nu, deși a existat români, nu a existat concret. Au fost pe timpul, anumit timp, când a fost cunoscută în Montreal, dar după aceea iară că a dispărut, zice că s-a fărâmițat. La ora actuală sunt 13 biserici, sunt 13 comunități. Dar e normal, dar e normal să fie în final. E normal să fie așa. Pentru că oamenii stau în diferite... De ce? Nu trebuie să fim răi, pentru că și în București, și în China, și în Taiwan și în Statele Unite, oriunde am fi pe pământul ăsta, Anglia, Spania, Elveția, într-un oraș mare, da? Lumea locuiește în diferite cartiere și bineînțeles că în fiecare cartier este câte o biserică, dacă nu într-un... Nu, dar asta... Așa nu, și aici este, firesc. Nu, asta e rău, asta e foarte bine, că încă nici nu sunt destule față de români. Problema este că trebuie să se cunoască între ei. Adică să nu fie fiecare separatist. Dar eu sunt convinsă că oamenii se cunosc între ei. Ei nu prea. Eu am patru nepoți și toți au terminat facultatea anul ăsta, ultimii doi. Așa. Niciunul nu vorbește cu o româncă. De ce nu vorbești, domnule, fetele cu români? De ce nu vorbiți? Păi ce bunicul, eu n-am întâlnit toată școala de la grădiniță până acum, n-am întâlnit niciun român. Păi și atunci unde vreți să o cunoască? Păi asta este, vedeți. Da, adică... Eu am o întrebare, că tot i-ați pomenit pe nepoții ăștia care să ne mai pomeniți. I-ați luat vreodată la biserică cu dumneavoastră? Da, sigur, da. Ok. Da. Au cunoscut acolo fete de vârsta lor? Nu prea. De ce? Pentru că nu, de pe la 14 ani copiii nu mai merg cu părinții la biserică. Păi și atunci e vina copiilor că nu cunosc români? Nu, dar se pot organiza, de exemplu, tabără de vară. Tabără de vară. Uite, este cineva care face, dar pentru cei pitici, nu pentru cei mari. Nu, până la 17 ani. La Biserica Bunăvestirii s-a făcut tabără de vară până la 17 acum, ani. Acum cât timp? Acum 2 ani, acum 3 ani. Ok. Câți ani aveau copiii acum 2 ani?
20, aveau deja 20 de ani. Nu, până, până la 17 ani au fost taberele. Eu sunt de acord, dar vorbim de... Dar n-a fost mult, numai 35, acum trebuia să fie 135. Nu, domnul Roșcan, e normal și este normal ca a doua generație să fie mult mai implicată în societatea de aici. Nu vă uit, nu mai trebuie să ne comparăm noi care am venit acum 20 de ani cu problema, copiii. Problema este că... Ok, nu vorbeam... Că, adică problema este că în momentul când există o familie mixtă... Așa... Majoritatea pierd limba. E adevărat, da. Pierd limba. Da, e adevărat. Și pierd și religia, cei mai mulți. Asta, și atunci, asta e un alt aspect, nu uite, vorbim. În America, de exemplu, s-a trecut pe limba engleză în 1950. Așa. De ce? Pentru că dispăreau pur și simplu bisericile dacă nu trecea. Okay. Pentru că cu noile generații se căsătoreau tot așa mix, cum e firesc. Și da? Nu, dacă unul nu înțelege, nu mai vine la biserica asta. Normal. Și atunci ei au trecut pe engleză, da. Și în toate zonele englezești s-au trecut pe engleză, tocmai pentru ca să încorporeze... Și, eu am fost în Akron și părintele Păcuraru zice, știi că la noi e o biserică foarte mare ca și una vestire. Și zice, știi că 40% dintre în oraș nu mai sunt români. Mm-hmm. De ce sunt? Păi fiecare a avut un strămoș român, dar au rămas mai departe, sau... dar faptul că e în limba engleză au rămas mai departe la biserică. E, păi ia să vorbiți cu toți preoții și mai ales cu cel de la noi, Buna Vestire, acum... să facă în engleză și în franceză și să vină copiii care nu vorbesc român. La noi nu e cazul momentan, că e o comunitate, adică sunt foarte mulți, aproape 40-50 de mii de români în Montreal, deci este o comunitate puternică. Și chiar copiii sunt foarte mulți. Mă uit, de exemplu, la Buna Vestire, anul trecut s-au botezat 128 de copii. În fiecare an, peste 100 de copii. Deci ăștia, sigur, când o ajunge mari, o să cunoască între ei, adică se întâlnesc la școală, probabil. Nu neapărat. Depinde unde stau fiecare. Depinde unde stau fiecare. Au mai multe șanse. Nu vedeți când te duci la un magazin și întâlnești o româncă. Doar 100, da. Depinde la ce magazin te duci și în ce cartier. Doar 126 de copii din toți 50.000 cât sunt. Dar nu, stai un pic. Dar asta numai la o biserică, dar sunt 13 biserici. Ce o să se întâmple în viitor, o să vedem în viitor. Ok? Hai să continuăm să vorbim despre Candela. Aveți din toți cei care publică în Candela un scriitor, un poet, un specialist în ceva anume, care vă este favorit? Vreau să vă spun că Candela a avut și un rost de a forma scriitori. Foarte mulți care la ora ta sunt scriitori și scriu și au publicat cărți, au început să citească la Cenaclu. Să citească primele, nu știu de ce a făcut așa, să citească scrieri, la Cenaclu înspre mine, după aceea și-au publicat-o în Candela. Și dar după... nu toți cei care scriu în Candela au publicat, nu cred. Nu toată lumea, dar sunt, da. Pot să vă dau exemplu de cel puțin 3-4 care... Din 30 și... Da, adică da. Din 30. Nu e relevant. Nu e relevant, dar e. Nu e relevant. Adică... Ei au început să prezinte la Cenaclu, nu? După au așa publicat e. În Candela, după așa a adunat toate... Uite, vreau să vă spun, Oncescu, Florin Oncescu, domnul a fost între primii care a publicat în Candela. Și după aceea le-a adunat tot ce a publicat, bineînțeles, mai a adăugat și altele și a făcut o carte așa interesantă, foarte interesantă. El are un stil. Ce scrie domnul Oncescu? Jean-Lev Monchapeau. Da, e un scriitor bun. Adică vreau să vă spun că Candela a evoluat datorită doi factori. În primul rând, că de la început am avut colaboratori de înalt nivel, cum a fost Oncescu, cum a fost Mircea Gheorghe, chiar și Fericea Mihali, Miruna Tarcău, adică domnul doctor Dăncescu, au început să scrie. Și atunci ei oarecum au cauționat valoarea revistei. Sigur că da. Și au început și alții să scrie și așa încet, încet ne-am tot dezvoltat. Am prins Toronto, după aceea în continuare mai și am departe, mers și mai până departe. La Vancouver. Mai departe da. Ar fi cam greu, trebuie să ajungi pe partea alta globului. Mai departe nu se poate. Și fie, mă rog, după aceea însăși comitetul de redacție. La început am fost trei înși și continuitatea asta care a existat
se datorește în primul rând la doi factori. La faptul că între redactorul șef și între redactorul tehnic a fost o coeziune care a rezistat fantastică. 20 de ani. E adevărat. Și dacă noi unul renunțam, sigur nu se mai... Și cum publica. Se cheamă redactorul șef și cum se cheamă cel care face... Este Marius Neaga, redactor tehnic, și Victor Roșca este redactorul șef. Cine este în comitetul revistei în ziua de astăzi? Cine? Vreau să vă spun numai cum a evoluat. Și era un singur corector, primul care a fost Valentin Bojru. După a mers așa în an, doi, progresam deja, în fiecare an noi am progresat. Am început de la 4 pagini, 8 pagini, 10, și s-a ajuns la 15, 20, 25 și așa mai departe. Bineînțeles că până la urmă am ajuns la 48, unde ne-am oprit, pentru că e dificil mai mult, nu mai putem prin poștă ca să o trimitem și, da, mă rog, nici nu mai citește oricine, dacă e prea mare, nu mă răsfoiește. Exact. Așa citește toate articolele din scoarță în scoarță. Da, e adevărat. Și după un timp, Bojru zice, domnule, eu nu mai lucrez la Candela, dar de ce, domnul profesor? Păi zice, vreau să fac revista noastră. Atunci n-am mai zis nimica, în regulă. Ok, și cine a continuat? Am găsit pe doamna Hanganu. Și a făcut corectura doamna Hanganu. Încă n-a, nici n-am știut că a făcut corectura doamna Hanganu. Putim? N-am știut că a făcut corectura. Da, ea a făcut corectura, dar cum? Atunci încă nu eram trecuți pe informatizare. Adică la început, cum am început? Scriam articolele, le duceam, venea Marius Neaga, le lua, le bătea la mașină, mi le aducea înapoi, le duceam la doamna Hanganu, le corecta, le aducea înapoi. Doamne, ce muncă titanic. Deci, îți dai seama cum a început. Eu ți-am spus că am început așa rudimentar, dar ne-am dezvoltat. Păi și tehnica a venit și ea cu timpul. După aceea, în momentul când am încorporat-o, mi-a dat guvernul 50% din bani ca să cumpăr și 50% trebuia să avem noi ca să cumpăr computer și, mă rog, ce ne mai trebuia pentru ca să trecem pe informatizare. Și dar a fost prima și ultima dată când a dat ceva, da. După aia, adică ce se întâmplă? Ca să beneficiezi de un suport din partea guvernului, al Ministerului de Cultură, trebuie să scrii 50% în articole în limba franceză. Da. Ori scriitorii care la ora actuală nu scriu în limba franceză, scriu în limba română. Și nici nu sunt interesat ca să scrie în limba franceză. Noi publicăm și în limba franceză, cum este Miruna Tarcău, care a făcut toată școala aici, ea scrie numai în franceză. E diferit, da, sigur. Și sunt și alte articole scrise în franceză, pentru că majoritatea scriu, adică citesc franceza, sigur, și înțeleg, da, românii. Așa? Deci ăsta a fost motivul pentru care n-am fost subvenționat decât. Iar în România, eu nu concep ca tu, ca canadian, să ceri bani de la România. Asta este o impietate. Adică, noi știm că românii nu au un standard de viață ca cei din Canada și atunci să ceri bani de la ei, părerea mea este că e ceva negativ. Da, nu e bine. În sfârșit, dar faptul că s-a îmbunătățit după aceea a venit în comitet, a venit Ortanza Tudor. Deja a făcut un pas extraordinar. Ortanza Tudor a venit cu idei, cu aranjarea și ea în pagină pusă altfel. Însă a fost profesoară de limba română. Da. În început română, o făceam pe 3 coloane, ea zice, nu pe 2 coloane. Da. După aceea, la urmă a venit Mircea Gheorghe, un scriitor deja calificat din România. Și în sfârșit am mai coptat un băiat tânăr, care este un diacon de la Biserica Bunavestire, care a făcut, pe lângă teologie, a făcut și ziaristică. Și deci avem la ora actuală Avem Fruncea. Un comitet, deci format, avem Victor Roșca, redactor șef, avem o secretară oameni de redacție, pe Corina. Corina Haiduc. Da.
După pe care aceea, am avut aici avem în emisiune. Un responsabil pentru ilustrație și pentru estetica revistei, pe Angela Faina, și după aia pentru corectură este diaconul Nicolae Marinescu. Doamna Ortanza Tudor a fost până acum, nu știu, acum e cam bolnavă și mi-a spus că momentan se retrage, și Mircea Gheorghe. Suficient. Deci sunt oameni toți calificați și am reușit să o facem o revistă la aproape de nivelul profesional. Este și hârtia și tot ce... E de bună calitate. Într-adevăr, o mai o facem revistă care reprezintă... Color. Ce am mai făcut în plus, că pe ultima pagină de ani de zile publicăm cărțile care apar în Canada, adică numai ale scriitorilor români din Canada. 3 cărți în fiecare număr. Și câte o mică revizie, da. Deci asta însemnează că există o comunitate care are scriitori care deja se publică în continuu cărți. Sigur, asta e foarte important, pentru că existența unei comunități nu se poate da fără scris, pentru că identitatea națională nu cine o păstrează. Este limba, este religia, este cultura, pe cultură nescrisă, cultură este orală. Este steagul. Mă rog, e simbol. Păi da. Sigur că da. Oh, te lasă fără steag și fără bani. Gata, s-a dus totul. Deci, s-a întâmplat acum în noiembrie. Vreau să scurtăm un pic despre Candela, doar 2 secunde, pentru că vreau să povestiți un pic și despre cele 2 cărți pe care le-ați scris. Altfel nu o să termin cu dumneavoastră nici în vecii vecilor și eu o să plec unde am de plecat și nu o să vă mai văd. Candela a împlinit 20 de ani anul acesta, iar în noiembrie am sărbătorit cei 20 de ani cu o festivitate pusă la punct la 4 ace. Festivitatea a avut loc festivitatea la aceeași biserică Buna Vestire, la centru la Casa Românească, fostul cerc cultural. Iar acolo au venit, în afară de domnul Roșca cu a sa revistă, au fost expoziții de carte, expoziție de pictură, expoziție de icoane. A fost o zi fantastică. În momentul în care am ajuns un pic mai devreme, pentru că întâmplător am făcut parte un pic din comitetul de organizare. Și când am ajuns acolo, mi s-a părut, sala este enormă, dumneavoastră nu știți, dar cei care o știu pot să spună același lucru, enormă, e mare. Și când am ajuns acolo, sala era goală, erau probabil 10 persoane, la sfârșit nu mai erau locuri să stea nimeni jos. A fost un succes, după părerea mea. Am avut invitați cântăreți de muzică populară, a fost invitată Școala Românească de copii. Deci a fost un program cultural. A fost un program cultural. A fost invitat grupul La Muse, care ne-a cântat. A fost o seară cu adevărat excepțională. Au fost invitați care au vorbit despre această revistă, care cunosc parcursul ei. Și toată lumea, la final, a fost și o tombolă, cum v-am mai zis. Am avut șansa să câștig numărul din anul 2000. Și a fost o atmosferă fantastic de caldă. Iar această revistă merită pentru că, într-adevăr, standardul la care a ajuns e de mare calitate și ar fi fost păcat să se... Au venit din Toronto, din Au venit oaspezi din Toronto, din Ottawa, e adevărat. A fost nemaipomenit. Colaboratori. Colaboratori, sigur că da. Oaspeți au fost de data aceea. Ce s-a hotărât în continuare? Domnul Roșca s-a hotărât să facă un festival care se va ține anual de acum înainte. Tot așa, Candela de Moreal, care tot cam ceea ce a fost la 6 noiembrie, să repetăm. De ce? Pentru ca să, cu ocazia asta, să fac cunoscuți artiștii înseși sau scriitorii, scriu cărți noi. Noi n-am avut, există în fiecare an un târg de carte, dar noi avem și noi români sunt avem prezenți. Și noi un stand acolo, da. Dar până la urmă, dacă te uiți, dacă vin 4-5 români, mai mult nu găsești. Pe când aici sunt 200 de oameni care intră în sală și care
văd cărțile cele care au fost publicate și au vândut fiecare, și au vândut din chiar autorii lui. Pentru că marea majoritate a autorilor au fost acolo de față, bineînțeles. Sau picturile la fel, picturile, că toate sunt icoanele care au fost nemaipomenite, bijuteriile, că am avut și expoziție de bijuterii care a fost extraordinar. Icoane și tot, adică tot lucruri foarte frumoase care, și sunt familii care vor să-și cumpere ceva de acolo. Sigur că da, normal. Și în afară sigur. De faptul că au asistat după aceea la un program artistic deosebit. E și ce mai este interesant, că a durat 4 ore. A durat patru ore. Asta este o performanță, nu? Da. Ca să dureze 4 ore un program. Da. Da. Cum știți foarte bine, 2 romane au fost scrise, Moara lui Calusec și Experimentul Târgșor. Bineînțeles că nici nu trebuie să vă spunem prea multe despre aceste 2 cărți, pentru că ele au pus în evidență tot ce experiența pe care dânsul a trăit-o de-a lungul anilor în închisori, nu, a fost în mai multe. Și nu vreau să mergem mai mult pe această cale, pentru că în momentul de față, domnul Roșca, și nu vreau să-l pierd de asta, tot împing un pic discuția și îmi cer scuze dacă vă supără lucrul ăsta, dar n-aveți încotro, trebuie să mă suportați. În momentul ăsta lucrează la un proiect extraordinar care va fi, eu zic, revoluționar pentru comunitatea română de aici, de la Montreal, pentru că nu s-a mai întâmplat până acum. Despre ce este vorba, domnul Roșca? Da. Ce în afară de acum? Cele 2 cărți, la ora actuală lucrez deja de vreo 5-6 ani. E adevărat că n-am putut să continui pentru că soția mea a fost bolnavă vreo 4 ani. Nu știu, atunci m-am împiedicat să lucrez, pentru că când cărțile celelalte care le-am scris, pot să spun că n-am făcut, le-am scris numai în momentul când am rămas în pensie și tot timpul meu liber mă duceam la gimnastică, veneam acasă, soția și ea mergea, bineînțeles, mergeam amândoi, veneam acasă, eu scriam, ea pregătea masa. Deci tot timpul scriam în timpul meu liber, în vacanțe la fel scriam. Ei, se vede că acum, de exemplu, dacă am rămas singur, nu mai am același randament și s-a cam lungit cu această carte, dar este o carte deosebită, o istorie a comunităților române din Canada. Care începe perioada la 1880, 1950. Deci am mai mult material am pentru perioada 1950. 1999, când a fost Revoluția. 89, pardon, când a fost Revoluția. Dar asta este mai important, asta se poate scrie de oricine, că, mă rog, sunt mai oameni care că se ocupă de scris, sunt mulți, dar perioada asta e o perioadă când nu mai sunt supraviețuitori decât exact. Și acolo câte cineva și nu mai sunt în stare să mai dea o informație. Însă norocul meu a fost, pentru că părinții, așa cum am spus, bunicii mei fiind, au fost în America sau și unul în Canada și tatăl meu mi-a tot povestit tot timpul. Eu de când am venit cu această idee și atunci am început să iau interviuri la oameni pe care i-ați prins adică la momentul respectiv. Copiii primilor imigranți. Și de la ei am luat informații, de exemplu, era Puiu, care și el a murit acum 10 ani, 15 ani a murit. El avea 90 de ani. Și cine era născut, domnul Puiu? Născut aici. Oh. Născut aici. Părinții lui au venit înainte de 1900. Deci avea fermă chiar vis-a-vis de prima biserică. Prima biserică a fost în 1913 și comitetul respectiv după aceea a făcut o cerere pentru incorporare. Și a fost incorporată de către Parlament, adică cu bilul Parlamentului. Există bilul Parlamentului prin care se aprobă incorporarea societății religioase Eglis Rumen Ortodox de Montreal. Și așa este până astăzi. Asta e titlul normal, pentru că Buna Vestire este un nume care s-a adăugat pentru noi, religios, pentru toți cei români, da, sigur, da. Sigur, înțeleg, da. Așa, și despre ce ne vorbiți? Acum, cele două, cartea, sigur că va fi interesantă, adică o scriu chiar de la început, adică care au fost primii care au venit în America,
care erau traseele, cum se pregăteau, cum trăiau, cum au ajuns ca să... Care erau motivele ca să vină în America. Total diferite decât cele din... Era deosebit de Statele Unite ca de Canada. Canada a venit cu pământ de improprietărea, cei care voiau să lucreze pământul. Sau erau fabricile astea, care toată industria era în Ontario și în Quebec, în Montreal și, mă rog, în orașele din Ontario. Sunt câteva orașe industriale, nu? Kitchener, Toronto și mai sunt câteva, London și așa mai departe. Deci de pe timpul au început să se dezvolte. Și mergeau care unde le plăcea. Dar oricum, s-a dezvoltat după aceea comunitatea și în 1950 a primit un nou suflu pentru că ceilalți nu au fost intelectuali și n-au scris. Dar după au venit numai intelectuali, pentru că de comuniști nu prea au fugit țăranii. Vedeți că și din Basarabia știa ce îi așteaptă și totuși nu și-au lăsat gospodăria să plece. Sigur. Pentru că asta era, omul era legat de vitele lui, de pământ, de casa sigur, lui, da. de tot ce avea. Da. Nu? Și atunci, în general, intelectuali au plecat, care știau cam ce însemnează comunismul. Dar totuși și-au ajuns oameni mari aici. Au profesori universitari, au ajuns... Doctori, ingineri, sigur că da. Ingineri, oameni de știință. Adică, da, au ajuns, adică pot să vă spun, uite, ieri a murit domnul doctor Sorin Sonea, singurul român academician. Adică el este în societate, în societate Royal du Canada, care este Academia Canadiană. Singurul român, așa după părerea noastră, nu cunoaștem altul, e singurul român care este în această da, academician. Da. Deci sigur, avem oameni deja la un nivel intelectual extraordinar. Păi da, el se știe că savan. Românii sunt deștepți. Da, da, nu este nimic de râns, pentru că într-adevăr românii sunt deștepți. Sunt inteligenți, da. Adică, iar în școală, copiii noștri întotdeauna s-au evidențiat, copiii de români. Da, când au avut ocazia. Nu vedeți că majoritatea care s-au făcut cunoscuți sunt scriitori din străinătate, cum a fost Mircea Eliade, Cioran, Vintilă Horia. Da. Ei au plecat din alte motive, pentru da. Că a avut posibilitatea să dezvolte și după inteligența lor. Exact. Au avut voie să se exprime. Exact. Nu, adică a avut și posibilitatea, adică mediul favorabil acestei dezvoltări. Păi sigur, pentru că au avut voie să se exprime, au luat tot ce a fost mai bun, logic, sigur. Și în sfârșit, eu caut prin această istorie tot să închege totuși o comunitate, adică însăși prin înființarea Asociației Scriitorilor Români din Canada, care este, părerea mea, este că e singura organizație care cuprinde toată Canada. Pentru că restul organizațiilor sunt numai locale, peste tot. Dar asta are membri în toată Canada. În toată Canada, e adevărat. Da. Deci, adică pot să spun că în Montreal, deși nu s-a scris nimic până în 1990, este o mișcare literară fără precedent în diaspora românească, este fără adevărat. Precedent. Adică, și într-adevăr, sunt mulți, într-adevăr, și vârsta a treia, dar sunt și tineri care scriu. Da, deci, sigur. Sunt tineri, da. Sigur că o comunitate fără ca să aibă scriitori, care fără să aibă anumite specialități, așa de să zic, care să-i facă cunoscut în Canada, nu se pot afișa. Pe când dacă are, adică cine ajută să afișeze? Scriitorii, ziarele, revistele. Sigur că da, mass media în general, afișeze, sigur dar, că cărțile da. Care se scriu. Da, sigur, e foarte important, da. Altfel nu rămâne nimic în urma noastră dacă nu există toate astea. Nu există nimic, nu rămâne nimic. Și, acum, și ar fi păcat. Că, până acum au scris mulți, că acum am scris și eu, am scris ceea ce am lăsat în urmă.
Dar ca cei care vor veni, vor scrie ceea ce au găsit aici. Sigur că da, și vor merge de aici înainte, normal. Și, deci se va naște o literatură care ne leagă deja de țara asta de adopție, care ne-a acceptat în mijlocul societății ei, sigur că da. Adică cu drepturi egale, adică în Canada când vii, ești un cetățean ca și toți ceilalți, pentru că toți ceilalți au fost cândva emigranți. Toți ceilalți. Ceea ce nu-i cazul în Europa. Mă rog, nu știu cum se întâmplă în Europa, că n-am emigrat în Europa, dar aici e perfect. Am devenit cetățeni canadieni, nu suntem canadieni, suntem români, cetățeni canadieni. Nu vreau să mergem să facem o polemică din asta. Nu, Doamne ferește. Așa. Suntem, adică poți să, mă rog, normal e în momentul când ești în Canada, ești canadien de origine română. Da. Poți să spui și că ești român din Canada. Sunt un român cu cetățenie canadiană, da. Dar corect, eu prefer este să canadian fiu... de origine română. Da, eu prefer să fiu o româncă cu cetățenie canadiană. Da, știți de ce? Pentru că vorbesc română, da? Da, e normal. Mă învârt în cercul românești fără să-i denigrez pe ceilalți sau fără, pentru că nu vreau sau nu din cauza că nu vreau, ci pentru că la o anumită vârstă, bineînțeles că încerc să te orientezi, să ai numai prieteni care fac parte din aceeași comunitate. Iar când noi ajungem aici la vârsta de 35 de ani, de exemplu, cei care sunt la vârsta de 35 de ani și sunt canadieni au deja prietenii lor. Ei nu mai au nevoie să-și bată capul cu un emigrant. Nu, bine, cei care emigranții care vin, poți să spui că sunt români și români rămân. Da, e adevărat, sigur. Copiii deja de generația a doua, deja nu vorbim despre ei, pentru că e normal să aibă o altă viață, inclusiv copilul meu se poate însura într-o bună zi cu o canadiancă sau cu o româncă sau cum o vrea Dumnezeu. Dar generația celor care am venit din România, noi nu putem să rămânem, să fim altfel sau nu putem să ne asimilăm, nu, sub nicio formă. Vine Crăciunul, ne adaptăm, tot cârnați vrem. Ne adaptăm, dar nu ne asimilăm. Evident, e normal. În ceea ce vezi, și eu cele două cărți le-am scris, zice, ceea ce am trăit, nu? Eu am făcut de două ori închisoare în 48 și în 1959. 49, în 48, dar în 49 am fost condamnat. După în 59 am fost a doua oară condamnat, și adică am fost arestat și condamnat în 60. Și m-am mirat în 63. Și e normal să scrie despre aceste lucruri. Atunci am scris aceste experiențe, de ce? Pentru că datorită acestui lucru noi suntem aici. Adică prin scrierile care le-am publicat, vreau să rămână un document ca urmașii noștri să știe de ce suntem noi în Canada și nu suntem în România. Pentru că România este o țară frumoasă, poate chiar mai frumoasă decât Canada. Are munți, are câmpii, are mare. E ceva diferit. E diferită, da. Sigur, e diferit. Diferită. Asta nu înseamnă că nu e frumoasă. Dar e frumoasă, e o țară frumoasă și, mă rog, de toate. Dar ei trebuie să știe de ce am plecat noi de acolo. Dacă citesc aceste cărți, și eu le-am tradus deja și mă rog, lucrez la traducerea lor în franceză și probabil până la urmă și în engleză, domnule, că ei, copiii, mulți nu mai citesc limba română, citesc în franceză sau engleză, cum fac școala, nu? Le vine mai ușor așa, deși vorbesc românește în casă. În felul ăsta, ca să știe de ce părinții lor au plecat din această țară și au ajuns în Canada. Mai bine spus, de ce domnul Roșca a plecat și a ajuns aici? Povestea lui ați ascultat-o, a fost aici alături de noi, l-ați văzut, va vorbi direct. Sper că nu v-am plictisit, sper că e o lecție de viață pentru fiecare. E un om, așa cum v-am spus în prima emisiune, cu frica lui Dumnezeu. E un om care se duce la gym în același timp. E un om care zâmbește continuu și e rar să vezi așa ceva, un asemenea optimism. Este un om pe care eu nu l-am auzit niciodată spunând ceva urât la adresa cuiva. E un om pe care eu îl respect foarte mult. Sper că v-a făcut plăcere să fiți alături de noi la Nașu TV Montreal și vă urez numai bine, vă urez succes și sper să se termine odată cu acest proiect pentru ca să putem citi cartea. Mi-a declarat că nu mai vrea să dea niciun interviu, să nu-l mai cheme nimeni pentru că el are de scris
și trebuie să se concentreze pentru că a trecut printr-o perioadă dificilă în viața dânsului, pierzându-și soția, iubita și mama copiilor, și n-a putut să fie acolo deasupra cărții așa cum și-ar fi dorit. Deci lăsați omul în pace. Din cauza asta trebuie să terminăm astă seară cu domnul Roșca. El îmi va fi alături de suflet și în sufletul meu în continuare. Și eu vreau să-ți mulțumesc că mi-ai dat această ocazie ca să... A fost o mare plăcere pentru noi și o mare onoare să vă avem, pentru că nu toată lumea are o astfel de istorie. Din Canada, de la Montreal, Nașu TV, prin Carmen Ileana Ionescu, vă urează toate cele bune și vă iubesc. Noapte bună!